În ziua aceea, stând deoparte, învățătorul și-a luat pe învățăcii săi la sine și o pildă le-a grăit zicând. Era un om ce avea odată o rodnică livadă plină, cu fel de fel de pom de roadă, la marginea unui pădure. El și-a trimis acolo fiul ca să o lucreze, să o păzească, cu multă roadă să-i ajută linia la vremea de curesc. Atunci fiul își alese de lucrătorii buni o seamă și el cu ei lucrând alături să dea și altoiau mereu, cu dragoste îngrijind livada de pom și vineri și bătrân. Se bucura adânc stăpânul văzând cum cresc mereu și număr și în frumusețe pomii rodnici pe întinsul scumpei lui Ives. Mlădițele din soi sălbatic, crescute în alpături întins, erau sădite și altoite în brazda tinerei grădini, în locul celor fără roadă, în locul celor ce se uscă și a celor care se dezbină sau pierd îmbătrâniți și goli. Creștea livada minunată, de nu era pe lume alta, așa frumoasă și plăcută, nici roade dulci ca de ei. Dar iată că au venit odată, aproape de livada plină, vrăjmașa acelui om. Și în preajmă și-au măsurat și ei un loc. Au dus acolo o umplutură de pomi nealtoiți și vite, vițe neroditoare, dar cu frunză bogată și în fel și fel. Vecinii aceștia începură, nerușinați și fără frică, să smulgă și să pune pomii săbiți cu trudă și altoiți. Smulgeau adesea chiar pe aceia săbiți mai de demult, dar care erau prea slabi de vecina și prea săraci de loc frumos. Coția se făcea pe noapte, sau când dormeau îngrijitori, sau când îi cumpărau cu daruri, cu laude și cu minciuni. Dar pomii smulși și a doua vară nu cresc și nu rodesc nici când. În nouă loc, cei duși se uscă, sau doar pitici neroditori. Chiar asta și voiau vrășmașii, căci ei nici nu doreau rodirea. Grădinile ce aveau acolo erau anume ca să poată, mai sigur nimeni și grădina stăpânului cel bun, așa. Acum, ce credeți că va face stăpânul cel bun al livezii, văzând purtarea mișelească cu care acei vrăjmași al lui au nimicit fără rușine mulți pomișori săbiți cu trudă, cu atâta dragoste și jertfă de fiul său și fiii lui. Vă spun că în curând veniva și le va cere socoteala de toată paguba și răul și amărăciunea ce-au făcut, iar partea lor va fi ghiena și moartea veșnică cu aceea ce folosesc înțelepciunea și lauda și cartea sfântă în scopuri tâlhărești și rele, stricând lucrarea lui Hristos. Adevărat vă spun că acela ce are iubire pentru Domnul va urmări întotdeauna folosele lui Dumnezeu, căutând în dragostea umană și pacea între credincioși și arătând statornicie pe calea de la început. Dar cine schimbă învățătura și învață altfel din iubire, sau din prostie, sau din ură, sau din dorința de câștig, căutând să fure, să dezbine și în orice chip să-și facă ceată, în urma căreia să aibă el pământește un folos, acela va primi o sândă și blestem de la Dumnezeu. Și blestemat e orice cine primește duh străin în suflet și o altă învățătură nouă, lăsând pe cea de la început. Dar cei ce le vor duce acestea, făcând din cei credori să cadă, un și mai mare blestem încă luavă de la Dumnezeu. De aceea, orice cine zice vreunuia din cei ce umblă cu astfel de învățătură în casa lui un bun venit, sau îl ascultă, sau îl crede, sau îl ajută în ce face, o sândă veșnică, asemeni luavă de la Dumnezeu. Cine citește să înțeleagă, cine-i primejduit să fugă, iar cine face să se teamă de blestemul lui Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui.